Salutul de mine, vă salut dragi prieteni de pe contul meu de Facebook, Cătălin Ionțeni, și vă mulțumesc că vă aflați alături de mine. Se pare că am avut o mică întrerupere așa de la internet, dar nu e nicio problemă. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine aici live pe Facebook în sufragerie și mai cu seamă sufrageria de credință și de spiritualitate, ediție pe care o realizez în fiecare lună alături de părintele Lucian Cameniță, căreia îi mulțumesc foarte mult că a acceptat invitația mea și a acceptat să facem aceste emisiuni în fiecare lună, pentru că eu cred că astăzi mai mult ca oricând este nevoie să vorbim despre credință, despre spiritualitate și despre Dumnezeu. Părinte, vă mulțumesc că ați revenit aici live pe Facebook în sufragerie. Doamne ajută! Bună seara, domnul Cătălin! Bună seara tuturor care, prietenilor noștri, care și ai mei și ai noastră și împreună, care ne urmăresc. Cum spune Hristos? Când se adună 2-3 oameni în numele meu, acolo sunt și eu. Acolo voi fi și eu cu ei, da. Da, da. E vorba de Sfânta Liturghie și de slujba, practic, rugăciunea în sobor. Pentru că rugăciunile se pot face și fiecare le face acasă în intimitatea lui, ca să spunem, cozișorul lui de rugăciune în casă, dar rugăciunea în sobor este tot la fel de importantă sau poate chiar mai importantă, pentru că în sobor e socotită și Sfânta Liturghie, este o unire într-un gând. Așa cum zice și într-una din exponițele, tot să avem minimile, adică toți. Se pare că avem o problemă la internet, mă scuzați puțin și salutăm și pe prietenii noștri. Da, gata, e conectivitatea, este în regulă. Vă mulțumim mult de tot că ați rămas alături de noi. Da, părinte, vă ascult. Da, și asta spuneam, că chiar și în cadrul Sfintei Liturghii, preotul sau prin rugăciune, prin slujba respectivă, îndeamnă să fie tot omul într-un gând, într-o simțire, într-o unire, ca să spunem așa, cu toate gândurile să se unească într-unul care să ducă către Dumnezeu, către tronul cel ceresc. Salutăm pe toți cei care se află alături de noi, Daniela Vulpe, Cătălina Elena Iovan, manager Grand Hotel Minerva, Hotel Băile Herculane, și le mulțumim tuturor celor care se află în acest moment alături de noi. Vă salutăm cu drag, dragi prieteni, și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Da. Iată, s-a restabilit și conectivitatea la internet. Mă bucur. Da, și atunci, sigur, rugăciunile acestea, așa cum și noi le facem fiecare acasă, trebuie într-un... După cum știm, nu? Da, da. E important, cum spunem, rugăciunea, părinte. Sunt momente în care, adică învățătura rugăciunii sau rugăciunea trebuie făcută după anumite aspecte. Că nu poți să fie într-un moment, dacă este în sobor, să fie în biserică, într-un gând, ca nu unul spune o rugăciune, unul spune o bârfă, unul spune ce a mai făcut, unul spune... Toți mai zboară mintea în alte părți. Da, unul spune, uite cum e îmbrăcat ăla, deci nu. Da. Rugăciunea trebuie făcută în sobor, adică într-un gând. Iar cea particulară, trebuie să fie într-un cadru cât mai retras, cât mai liniștit, cât mai tăcut. De ce? Dar în familie se pot spune rugăciuni împreună, acasă. Da, da. E chiar mai ales la masă. La masă, să mulțim masă, pentru masă, pentru înainte bucată. De masă, după masă. Dar mama, de obicei, mama este cea care e mai aplicată, știți, că spuneam mai demult altă dată, spuneam, domnule, bărbatul față de femeie are două calități, înzestrată de Dumnezeu, femeia are și a două calități față de bărbat, tot înzestrată de Dumnezeu. La bărbat ar fi puterea și inteligența creatoare, adică acum să nu se supere doamnele pe mine și să nu mă judece, dar așa este socotit, pentru că puterea s-a dovedit de-a lungul anilor, timpurilor, că bărbatul a reușit să, prin puterea sa, să cucerească multe, ca să spunem așa, munții, dealurile, văile și tot așa. Apoi inteligența creatoare, dacă ne uităm cam aproape în orice domeniu, bărbatul a excelat. Dar și femeile au foarte multă creativitate. Este, dar bărbatul a excelat, asta vreau să spun. Apoi femeia față de bărbat are și a două calități, și anume evlavia. Că și bărbații sunt evlavioși, dar femeia excelează în evlavie.
Și iarăși a doua calitate pe care uneori bărbații au socotit-o slăbiciune. A doua calitate ar fi puterea de sacrificiu. În care în familie femeia, mama e cea care, asta apropo de rugăciunea în familie, mama e cea care merge cu copilul, zice rugăciunea, se închină, îl închină, îl învață, îngerat. Practic, cum se spune, femeia ține familia. Candela credinței. Candela credinței, da. Așa. Bărbatul ar putea să zică, domnule, a fost post, eu mâncam dacă îmi gătea. Dar dacă nu mi-a gătit, n-am ținut post. Adică, de asta spun că... Asta dacă nu e și bărbatul MasterChef. Da. Că acum facem o glumă, ziua de azi, ziua de azi... Sau că am schimbat multe lucruri. Schimbat. Sau nu mai spunem că am mai criticat lucrul ăsta, că bărbații nu mai sunt bărbați, femeile nu mai sunt femei, nu știu cum se identifică unii și alții. Există tot felul de lucruri pe care unii le spun, domne, hai să le acceptăm așa. Repet, n-am nimic cu nimeni și n-avem nimic cu nimeni, dar cred că de asta și facem această emisiune, trebuie să spunem adevărul. Și Hristos ne-a spus care e adevărul. Eu sunt adevărul. Calea și viața. Și viața. Da. Păi dacă ne-a spus Hristos asta, de ce să nu spunem lucrurile astea astăzi, chiar și în vremuri destul de complicate, părinte? Da. Că sunt vremuri complicate. Sunt complicate și foarte dubioase, dar nu sunt atât pentru noi care... În care aproape că în care sunt persecutați creștinii. Observ lucrul ăsta, adică cu chestiunea asta politică, corectitudinea asta pe care, mă rog... Simt așa că e, că de asta am și hotărât au câțiva ani, deja facem emisiunea asta de vreo ceva ani, să facem aceste emisiuni, pentru că eu cred că consider necesare. Creștinii aici dați-mi voie să nu că să vă contradic, dar din contră să vă completez. Creștinii au fost criticați și persecutați după Hristos, imediat. Adică de la Hristos creștinismul este mereu persecutat și va fi până la sfârșitul veacului și va fi și mai rău. Adică în numele unei anumite toleranțe sunt... Biserica lui Hristos este persecutată, iar cei care urmează calea lui Hristos, calea adevărului, vedeți că uneori în adevăr, când încercăm să spunem adevărul sau să arătăm adevărul, să mergem pe calea cea dreaptă, ca să spunem așa, celor care nu merg... Nu numai că nu se îndreaptă, dar își depun tot efortul, tot intelectul, ca să zic așa, ca să te abași și tu. Astăzi pare că se încearcă justificarea și, îmi permis să spun cu ghilimele sau nu, legalizarea păcatului. Adică făcându-l un fel de normalitate sau, cum zic unii, noua normalitate. Pentru că sunt vremurile în care... Dacă trăiesc în păcat, vor ca ei să dețină adevărul, să spună că, domne, adevărul e la mine. Dar în același timp, în subconștient, indiferent cât ar fi omul de păcătos, conștiința morală nu moare. Moare odată cu omul. Și atunci, adică noi când facem ceva ce nu e bine, știm că nu facem bine. Se alterează chipul lui Dumnezeu. Că orice om are chipul lui Dumnezeu sădit în el. Rațiune, simțirea și voința. Acesta este chipul. Dar rațiunea se întunecă, nu mai gândește normal. Voința se slăbește, da? Și simțirea se strică. Adică nu mai îmi place miros de tămâie, îmi place miros de, eu știu, altceva, țigară și... Bețișoare parfumate, sau, da. Da, și asta e o problemă, droguri. Sau băutură și femei, nu? Da, sau, nu depinde place, că alții au alte preferințe. Da, da. Nu mai îmi place, eu știu, o muzică frumoasă. Liniștitoare. Nu neapărat bisericească, că unii... Îmi place rock, îmi place muzică care sau le place care să-i stimuleze, să-i încerc scuze pentru... Sau muzică care evită la banele, trap. Sau știți, adică ei au nevoie, așa. Dacă mai au și băuturi, au nevoie de stimulent. Mm-hmm. În fine. Bine, acum să spunem asta că nu îi judecăm pe oamenii, da, noi spunem decât așa, care ascultă toate genurile muzicale. Noi nu judecăm, dar noi judecăm ce se întâmplă în realitate. Nu spun de X sau Y. Spun ce se întâmplă și spun ceea ce văd și nu e bine. Și atunci, dar și acele persoane, să știți că nu sunt de tot pierdute. Uh-huh. Asta trebuie evidențiat și înțeles. Știți că biserica spune, nu vreau moarte păcătoasă, ci îndreptarea lui. Sigur, problema nu este
sau urăsc păcatul, dar îl iubesc pe păcătos. Vezi? Adică biserica asta îl iubește pe păcătos, dar urăște păcatul. Da. Și nu poți să te pui bine sau să le accepti păcatul. Automat nu ești de acord cu păcatul, iar păcătosul, dacă iubește mai mult păcatul decât are dreptul să aleagă, lui, nu? Decât îndreptarea lui, da. Atunci, văd foarte multe comentarii și foarte multe discuții, asta apropo și de democrație și de opinii. Atunci biserica îndeamnă, zice, să fie ca un păgân și vameș. Trebuie adică să ai o opinie și fiecare cred că are dreptul la opinie și așa e normal într-o democrație, dar Dumnezeu a lăsat liberul arbitru. Biserica, apropo de lucrul ăsta, părinte, nu obligă pe nimeni să facă voia Domnului. Fiecare poate să facă și să trăiască cum vrea. Biserica, pentru că biserica e întemeiată de Hristos și Hristos a dat, Dumnezeu, a dat liberul arbitru la fiecare. Adică fiecare dintre noi ne alegem ce este bine sau ce este rău. Știți că apostolul, în Cartea Faptelor Apostolilor, în Noul Testament, spune... După ce se vorbește, Sfântul Petru și le arată și spune, așa zice, v-am arătat calea binelui, calea răului, v-am arătat viața și moartea, alegeți. Adică, părinte, azi e un nou concept. Cine spune ce e bine și ce nu? Cine decide ce e bine și ce nu? Păi avem lucrurile astea, le avem de mii de ani, da? Dumnezeu ni le-a dat... prorocii, da, la început. Dar astăzi așa se spune, uite, fac eu acum un fel de, facem ghilimele sau cum s-a spune, avocatul diavolului, da? O să spună unii, părinte, cine decide cine e bine și ce e bine și ce e rău? La început, cum ne dăm seama? La început era nu era o poruncă, era o lege. Legea, da? Legea Vechiului Testament, cele 10 porunci. Pentru sau legea talionului, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Aia este, da, în învățătura ebraică și așa. Dar la toate religiile și la musulmani care s-au luat după lege, la toate religiile vedem binele și rău. Pentru că, până la urmă, avem conștiința noi, chiar dacă nu vrem să recunoaștem sau nu vor să recunoască, îi mustră, chiar dacă, spuneam, se întunecă chipul lui Dumnezeu în ei. Dar ceva le spune că n-au făcut bine, că nu e bine ce au făcut. Sau că nu e bine ce fac. Chiar dacă le place mai mult ce fac. Adică le place să trăiască în păcat. Le place păcatul. Le place păcatul, dar în sinea lor ceva le spune că nu e bine. Sau au o amărăciune. Uneori chiar și corpul spune asta. Și biologic se simte. La nivel somatic, psihic. Rămân, au făcut păcatul și după aceea au făcut păcatul, au acea amărăciune. Care nu și-o explică. Ei. Astăzi se traduce, și aici fac un pic apel și la zona de psihologie, da, ca psiholog, da, se traduce în foarte multe depresii, stări de anxietate, atacuri de panică, sunt din ce în ce mai frecvente astfel și foarte multă lume, părinte, eu leg de lucrul ăsta, băi, nu știu ce se întâmplă, băi, ia vedeți, căutați mai adânc în sufletul vostru și cereți ajutorul și lui Dumnezeu sau încercați să vedeți ce se întâmplă cu ce vă frământă, pentru că de asta revin la lumea în care trăim. Pare că sunt cazuri foarte, foarte mari. Lumea în ziua de astăzi, să știți, că alergă foarte mult, se stresează foarte mult și au foarte multe frustrări. Fiecare. Își pun foarte mult nădejdea în forțele proprii. Și foarte să realizez eu, să fac, să trec. Și când nu realizează, cad în anumite neîmpliniri, anumite supărări și supărările astea adunate și încep să le facă rău altora. Dar așa se gândesc că datorii, păi nu, ca să ajungă ei să-și împlinească scopul, calcă peste capra. Dar cu ce ajută să facă? Asta trebuie să-i spui niciodată, asta cu capra vecinului, că e proverbul. Cu ce ajută pe unii să le facă rău altora? Că nu știu, nu am înțeles-o pe asta. Nu pot să o pricep, pur și simplu. Că vorbeam într-o altă emisiune, spuneam, domnule, invidiosul e mai rău decât cel care e iubitor de argint, pentru că invidiosul nu se bucură nici de vecinul lui, dar nici măcar de el. Adică el nu mai are timp să se bucure de el, de persoana lui, pentru că se gândește la vecinul lui și, mă rog, la aproapele lui, care poate fi vecinul, poate să fie colegul de fie. E practic spitalul pentru orice fel de boală.
Indiferent că unul e supărat de ceva, altul e supărat de altceva, altul e supărat. Dar dacă ne ducem, ne găsim liniștea și înțeles. Revenind la luna aceasta, la luna aceasta și în care avem câteva sărbători, avem câteva momente, ca să spunem așa, creștinești. Îi salutăm pe toți cei care ne urmăresc, Nedelcu, Florentina Nițu și Dana Eugenia Șerbănescu ne spune Doamne ajută, Doamne ajută, Doamne ajută, s-a restabilit și conectivitatea, văd că sunt ceva probleme cu internetul, nu știu, nu-mi dau seama, au mai fost niște întreruperi, văd că observam aici, dar revenim, că acum suntem online. Da. Avem atât, sau cel mai important, practic, moment din adormirea din luna august, la adormirea Maicii Domnului, care este mai este numit și Paștele de toamnă sau Paștele de vară, era numit și o să vedeți de ce. Dar imediat după adormirea Maicii Domnului, aș vrea să vorbesc și despre acești sfinți importanți, domnitorii Țării Românești, vorba de Sfântul Constantin Brâncoveanu cu cei patru fii. Marii martiri brâncoveni. Da, plus Iernache Sfenicu. Pentru că, care și-au dat viața pentru credință. Da. Asta apropo, și fac o paralelă, m-am scuzat, Părinte, cu vremurile în care trăim, în care foarte mulți, și nu o să dau nume și nu vreau să fac nicio referire la anumiți conducători sau persoane publice, care parcă au uitat să-l apere pe Hristos. Și parcă astăzi, față de făcând parerea cu marii martiri brâncoveni, nu-ți mai taie nimeni capul dacă faci lucrul ăsta. Adică eu observ că există o slugărnicie în zona asta și o mare aplecare așa pentru anumite forțe care nu sunt deloc ale binelui, din ce văd eu. Și parcă foarte mulți merg acolo, repet, în ziua de azi în care nu le mai taie nimeni capul, le mai taie capul, dar nu știu, din dorința de a fi în anumite poziții, din dorința de a avea, nu știu, a fi în zona asta, a avea multe vizualizări, a merge pe zona asta de corectitudine politică, să nu supere pe nu știu cine. Observ lucrul ăsta și observ ca om care este analist în zona de online. Ați punctat foarte bine, ca asta vreau urma să vă spun. Vedeți dumneavoastră înainte, plecând și de la expresia a fi domn, a fi om, a fi domn e o întâmplare, a fi om e lucru mare, da. În ziua de astăzi. Dar înainte domnia, practic, a fi domnitor se traducea prin purtarea de grijă atât a ta ca om, ca om nu neapărat domne să mănânc bine, să trăiesc bine, să atacă om ca și comportament, ca și legătură cu a ta cu divinitatea. Deci atât ca om, atât ca ca și familist, cu copii, cu adică să fie armonie, o armonie, și atât atac ca și cei care îi stăpânești, care îi conduci. Deci un domnitor trebuia să cunoască bine poporul și mai mult decât atât să fie iubit. Deci el încerca cât de mult să fie iubit de supușii lui, de aleșii lui. Într-adevăr, era perioada aceasta fanariotă în care poporul român lucrezoare și avea, nu știu ce se întâmplă. Probabil că este și de la căldură, cred, da. Anumite rețele. Și vorbeam, spuneam despre acești, pentru că ca și domnitor, într-adevăr, era perioada aceea fanariotă în care țara românească și era supusă, sau conducătorii erau supuși Marele Imperiu Otoman, în care trebuia la înalta poartă acolo, la musulmani, la conducător, la împăratul Imperiului Otoman, să ducă un tribut, să facă mai multe. Iar ei s-au speriat pentru că dinainte nu se plătise, iar mai mult decât atât a fost adus și, adică trebuie punctat acest aspect, restul este istorie, în momentul ăsta când ne-am pierdut prea mult, dar trebuie punctat foarte mult pentru că, vedeți dumneavoastră, era un Constantin Brâncoveanu avea
patru fii și cred că cel mai mic avea undeva la 3, 4, maxim 7 anișori. Da. Și atunci încurajarea. Deci vedem legătura strânsă între părinți și copii. Între dedicarea, ascultarea copiilor față de părinți. În ziua de astăzi, dacă un părinte le îndeamnă pe un copil, mor pentru Hristos, îndeamnă pe copil, mergi la biserică, copil, lasă-mă în pace, ia lasă-mă. Adică nu mai ascultă. Aici era vorba de ascultare chiar până la jertfă. În alte țări există, a ajuns atât de departe această libertate, da, 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 în ghilimele, prost înțeleasă, în care li se ia o realitate, li se ia copiii copilul din familie. La protecția copilului m-a certat tati, m-a certat mami și vine și îl ia și pe urmă, dar el nu știe de fapt ce este mai departe. Au fost și proteste în anumite țări ale multor români, pentru că după aia copiii și-au dat seama că nu le este niciunde mai bine decât lângă părinții lor. Exact. Și... Pe aspectul ăsta devine, practic, pe lângă faptul că erau sfinți, pe lângă faptul că erau, duceau o viață creștinească, devine și mucenicie. Mai mult decât atât, ca și domnitori, domnia înainte nu se recunoștea prin, asta o spun pe celor mari, nu se recunoștea prin faptul că, domne, sunt mare, sunt bogat, sunt de toate, am nu știu câte trăsuri, am nu știu ce, nu, era prin când deveneau deveneau protectori a unor biserici pe care le construiau, deveneau ctitori, deci ei deveneau ctitori și prin ctitoria lor lumea îi cunoștea și va cunoaște se i-au cunoscut și după ce nu au mai fost pe acest pământ și vor cunoaște până la sfârșitul veacului. Adică Sfântul Constantin Brâncoveanu, pe lângă faptul că sunt, deci ctitor de biserică, un lucru mare. Și asta arăta practic domnia. Nu arăta că el ce veșminte avea sau ce țoale sau ce, în ce să plimba sau cum e astăzi. Cum e astăzi. Foarte mulți spun preț pe, foarte mulți spun preț pe lucrurile materiale. Sau pe unde s-au plimbat sau pe unde... Exact. Nu, domnia prin asta creștea. Și să știți că acum, nu știu dacă pot să fac, dar... Bine, asta creează și multe invidii. Da, da, bineînțeles. Dar eu știu, adică știu persoane care încă, care știu, o să fie cât mai mulți, Doamne ajută să fie mai mulți, dar știu persoane care, domnule, au construit. În primul rând, eu cunosc pe, adică îl cunosc, nu-l cunosc față în față, dar... Știu pe domnul Becali, da, care a construit foarte mult și... Care în spațiu public chiar îl mărturisește pe Hristos, da, spre disperarea unora. Asta la un nivel național. Da. Sunt mai, adică la nivel de țară, așa cunosc. O salutăm și pe Vali Lumița și pe Nedel cu Florentina Nițu și pe toți cei care ne sunt alături și îi mulțumim că se află alături de noi. Și da, la nivel local, știu pe domnul Cherciu. Da. Domnul Ștefan. Care a fost domnul Ștefan Cherciu, ca să facem diferența între Ștefan Cherciu și celălalt Cherciu, da, Adrian Cherciu, care nu are treabă cu zona asta de religie. Nu știu cine este Adrian Cherciu. Dar domnul Ștefan Cherciu, care a făcut acele cruci, care apropo părinte, că am făcut o emisiune despre treaba asta, îi deranjau acele cruci, da, care erau pe... N-am înțeles de ce îi deranjau pe unii crucile. Da, eu tot timpul l-am, adică nu că l-am luat, dar știți cum, nu pot să legi gura celor care să spună adevărul. Exact. Adevărul nu trebuie oprit. Iar la momentul, știți, la momentul în care Mântuitorul vindeca, l-a vindecat doi muți, le-a spus să, sau un orb, și-a spus să nu mai vorbească. Păi cum au plecat, cum au răspândit vorba. Adică nu poți să pui lumina sub obroc. Sau cum se zice, cetatea se face în vârf de munte. Da. În fine, și eu cred că până la urmă bine le învinge. Da, revenind la acești sfinți, iată, ei se întorc, sunt decapitați copiii, iar mai mult decât atât, după durere și suferință, Sfântul Constantin este și el omorât în chinuri, luat pielea, cum a învățat și în literatură, mi se pare, era o baladă,
din clasele primare, ceva de genul, dacă mi-aduc bine aminte, și a dus la Biserica Sfântul Gheorghe, iar în anul 1992, iată acești sfinți... Prin clasele primare, când se făcea educația aceea normală, în care se vorbea despre religie, despre acele balade, sfinții, nu de identitatea de gen și alte chestiuni care, mă rog, sunt... Da. Dacă mă întrebați pe mine, și atenție, menționez, nu judec pe nimeni, intră oarecum în sfera patologică. Am și eu dreptul să-mi spun părerea. Public. Că probabil că de-aia mai avem și interferențe pe zona asta, pentru că am văzut că în zona asta de online, și o să spun acum, chiar mi s-a spus la un moment dat că e bine cu religia să nu mergi foarte mult pe zona de online. Uite, eu vreau să mergem pe zona de online cu religia și să vorbim despre Hristos, indiferent câte interferențe vorbim. Eu nici nu aș lua consecințe și nu vreau să fac erou, cum mai văd pe unii în zona publică, că să bate cu nu știu ce sisteme. Dar eu cred că trebuie să vorbim de Hristos. Cred că astăzi mai mult ca oricând trebuie să vorbim de Hristos, de religie, de Dumnezeu, de credință, pentru că pare așa că se încearcă un pic să se reducă la tăcere, apropo de... Și se va încerca, cum spunea, de prigoane și toate cele. Și nu suntem conspiraționiști, dar uitați-vă, apropo, nu ne credeți pe cuvânt, uitați-vă în jurul vostru, în jurul nostru. Peste tot, uitați-vă, pe net, și vedeți despre ce e vorba. Da. Și acești sfinți, iată, biserica au hotărât ca să, pentru martiriu, pentru credința, pentru faptele bune pe care le-au făcut, nu numai mă refer la mănăstiri și biserici care le-au ridicat, dar titoria sa, Biserica Sfântului Gheorghe din București, a rămas locul unde și-au dorit să rămână, să fie îngropați, și au fost aduse trupurile, și îngropat, iar în 92 sau 96, nu mai știu exact, dar parcă 92, biserica i-au canonizat pe acești sfinți martiri Brâncoveni. Da. Sărbătoarea pe care voiam să spunem cea mai importantă, practic adormirea Maicii Domnului, sau Paștele, mai este numit Paștele de vară sau de toamnă, Paștele din vară, este o sărbătoare cu o semnificație și importantă la noi, la creștini, ea de către unii este socotită ca fiind praznic împărătesc. Știți că acum, v-am zis, sunt praznicele împărătești de biserica noastră, sunt 12 praznice, unele cu dată schimbătoare, care sunt legate de data Paștelui, iar unele cu dată fixă, cum este Crăciunul, cum este Întâmpinarea Domnului, cum e Tăierea Împrejur, cum e 6 august, schimbarea la față. Iată, unii s-au cotit și praznic, ca și praznic împărătești, adormirea Maicii Domnului, pentru că nu este închinat toate celelalte praznice împărătești pe care le știm, cu dată schimbătoare și dată fixă, sunt închinate împăratului, închinate lui Hristos, adică anumite momente din viața lui Hristos, momente importante pe care le-a avut Domnul nostru Iisus Hristos. Adormirea Maicii Domnului nu este către Hristos această sărbătoare, este către împărăteasă, nu este către împărat, este către împărăteasă, către Maica Domnului. Unii o să o puteți tot practic împărătesc, alții nu. Dar să spunem că atâta timp cât este împărăteasa Maica Domnului, dacă Hristos i-a acordat atâta importanță și atâta cinste și slavă, noi ca și creștini, ca și oameni până la urmă, personal vorbind, cum să nu îi acordăm această cinste Maicii Domnului? Biserica... Care a fost ridicată la cer, am înțeles. Da, Maica Domnului a fost ridicată, a fost înălțată la cer. De aceea este și numit, pentru că învierea și înălțarea sa este ca după Fiul Său. Adică așa cum Hristos a înviat și s-a înălțat la cer, așa și a fost luat cu trupul spiritualizat, da? S-a înălțat, nu s-a mai găsit trupul, așa și Maica Domnului a fost și înălțată, înviată și înălțată la cer, așa cum a fost. De aceea zice a doua înviere a Maicii Domnului, de aceea zice această sărbătoare. Sărbătoarea este pentru unii socotită, din păcate, zice, să nu zicem la mulți ani, în ziua de 15 august, pentru că e adormirea Maicii Domnului. Nu, e un prilej de bucurie, că Maica Domnului, practic,
s-a născut în cer. Uh-huh. Deci adormirea pentru noi nu trebuie să fie practic. Aici e o discuție, să spui sau nu la mulți ani de adormirea Maicii Domnului. Să spui de pe nașterea Maicii Domnului. Adică pe 8 septembrie. Da. Dacă e să o luăm din punct de vedere teologic, e mai importantă adormirea, că e nașterea sa în cer, aici e nașterea sa de pământ. La mulți ani, să spui la mulți ani oricând, pentru că și atunci și atunci. Pentru că, și să dorești cuiva la mulți ani din inimă și din suflet și lucruri bune să ne dăm doar de ziua. Poate să fie în orice zi. Orice zi, exact. Da. Revenind la această sărbătoare. Nici o zi nu e, nu e nepotrivită să urați gânduri bune celor dragi și tuturor. Practic, în orice zi care o trăim este o binecuvântare de la Dumnezeu. Așa este. Și Maica Domnului, acum tradiția spune că am avea undeva la 59 de ani, 60, oricum peste 50 de ani, în care fiind în casa lui Ioan, pentru că a lăsat-o în grijă lui Ioan, fiind împreună cu ucenițe, cu femeile care, iată, era numai că o povățuitoare, dar o femeie foarte smerită, adică în ea găsind smerenie, înțelepciune, bunătate, blândețe, credință, adică orice om care avea vreo durere, vreo supărare, așa, venind la Maica Domnului să vindecă, adică pur și simplu își primea orice fel de vindecare și orice fel de supărare era alungată și alintată, ca să spunem așa, ajutată, orice om care se ducea era ajutat. Chiar și ucenicii de multe ori se spune că îi cereau sfatul Maicii Domnului și Maica Domnului învăța și i-a ajutat foarte mult. Însă cum s-a petrecut? Noi ca și creștini, fiind o sărbătoare foarte mare, un moment important în slujba, în biserica noastră, este precedată această sărbătoare sau este cu 2 săptămâni de post. Uh-huh. Adică de înfrânare, de rugăciune, ca să fim pregătiți să ajungem la praznicul acesta al adormirii Maicii Domnului. Maica Domnului trăia într-o rugăciune permanentă. Încă de mică, știm, în templu, când a fost lăsată acolo, trăia într-o rugăciune permanentă, ea avea o relație deosebită cu fiul său. Practic, prin Maica Domnului, tot neamul femeiesc este ridicat înapoi la cinstea care se cuvenea. Că știți că de la Adam și Eva, femeia, ispitind pe bărbat, a căzut într-o anumită slăbiciune, da? În dureri vei naște, supusă vei fi bărbatului tău. Da, și să menționăm acum pentru anumite personaje sau oameni din zona asta care ar căuta nod în papură și în zona de online, că dacă am fi la televizor, clar trebuie să menționez lucrul ăsta pentru CNA. Acestea nu sunt afirmații misogine și nici sexiste și nici o jignire la adresa femeilor, a doamnelor, domnișoarelor. Și să se înțeleagă, asta este ceea ce a spus Biblia, ce spune Biblia și până la urmă este vorba de religie. Și de istorie, adică niște realități. Menționez lucrul ăsta că în ziua de azi te poți trezi cu ea, uite ce zic ei acolo de femei, de, mă rog. Nu spun, spune istoria. Da. Istoria arată da, că... Încă o dată, nu sunt afirmații nici misogine, nici sexiste, nici jignitoare la adresa femeilor, a doamnelor și domnișoarelor, care se bucură de tot respectul și aprecierea noastră ca bărbați și cred că este și de aprecierea lui Dumnezeu. Pentru că femeia i-a dat naștere, femeia este binecuvântată de Dumnezeu să dea naștere. Vreau să spun, dacă exact. Dumnezeu a ridicat-o și a cinstit-o, cum am putea noi să nu cinstim exact. Femeia? Exact. Adică nu nici gânde la... Nu, dar am menționat lucrul ăsta pentru că astăzi orice... În fine, revenind la faptul că și vreau să spun, domnule, femeia după căderea sau ieșirea din rai, ea a fost mai supusă și bărbatul s-a simțindu-se mai puternic, a supus-o mai mult. Dar din păcate și în ziua de azi se întâmplă așa, din păcate. Și ce s-a întâmplat? Femeia, știți că în antichitate nu avea dreptul la vot, nu avea dreptul la
era un fel de roaba bărbatului. Chiar nu avea dreptul, din păcate, citeam undeva, că nu avea dreptul nici asupra copilului său, adică asupra rodul pântecelui său, nu avea dreptul de decizie. Adică dacă bărbatului îi se părea că copilul care l-a născut are un handicap, sau este legit, e cu o problemă, din păcate, putea să-l arunce la râpă. Deci astea sunt niște chestiuni barbare. Barbare, dar care s-au întâmplat. Istoria o spune, nu spun eu. De când a venit Hristos, a pus femeia pe planul pe care, pe treapta care se cuvine. Adică i s-a dat iară cinste, pentru că prin femeie a venit Hristos. Printr-o femeie, nu? Zice, cum zice la afacere, printr-o fecioară Maria. Dușmanie voi pune între tine și între femeie, spune la afacere, în Biblie, în Sfânta Scriptură, spunând șarpelui, dușmanie voi pune între tine și între femeie, între sămânța ta, sămânța diavolului care e rău, așa, și sămânța ei, care este, e Hristos. Deci Hristos este fără de bărbat, este sămânța femeii. Înțelegeți? Că de așa ce și crezi. De la Fecioara Maria și de la Duhul Sfânt s-a făcut om. Adică Hristos este fără sămânță de bărbat. Și atunci, din sămânța femeii, se naște Mântuitorul. Se naște Răscumpărătorul, se naște Salvatorul omenirii. Aici, iată că tot și această cinste o acordă Hristos. Mai mult decât atât, Hristos trimite, când e la naștere, Dumnezeu trimite pe Îngerul Gavril cu un crin, ca să spună că aduce pe Hristos, va naște pe Mântuitorul Lumii, da? Pe Emanuel. Dar la adormire, tot Îngerul Gavril vine și aduce Maicii Domnului veste, însă de data asta nu mai vine cu un crin, vine cu o ramură de finic. Și îi spune, Maica Domnului, bineînțeles, a înțeles că se apropie momentul și în același timp spune tradiția, Sfinții Părinți, prin tradiție că s-a și bucurat că se duce și va fi cu fiul său, dar s-a și întristat, nu pentru faptul că ar pleca din lume, că ar muri, s-a întristat pentru că atât de mult iubea pe cei care era cu ea și cerea sfaturi pe oameni, că nu va mai fi cu ei. În fine, s-a dus în momentul acela, înțeles, s-a dus, așa cum se ducea, se ruga mereu la Hristos, s-a dus în Muntele Măslinilor. Aici se petrece o minune, pentru că toți pomii se aplecau Maicii Domnului, odată cu rugăciunea și cu închinarea. Natura este împreună cu ea, este empatică cu Maica Domnului, adică se arată smerenia față de natura, care este natura, creația lui Dumnezeu. Da. Se arată respectul și dragostea față de Maica Domnului. Apoi se întoarce și o altă minune la adormirea Maicii Domnului pe lângă natura, așa, se mai întâmplă faptul că toți apostolii, de fapt nu chiar toți, Sfântul Toma nu. Dar să vedeți și despre de ce Sfântul Toma nu. Încă o, după înțelepciunea lui Dumnezeu. Sfântul Toma nu, dar ceilalți apostoli, chiar și Sfântul Apostol Pavel, sunt aduși de norii cerului, de pe nori, de Duhul Sfânt, sunt aduși la căpătuiul Maicii Domnului. Bineînțeles, ei, văzând pe Maica Domnului unde sunt aduși, sunt, iară, poate lumea zice, domne, cum sunt aduși? Ăștia sunt povești. Știți ce? Când e putință la oameni, e cu putință la Dumnezeu. La Dumnezeu, așa este, da. Sunt și dacă sfinți, cum acum știți că au fost canonizați, Sfântul Arsenie Boca, care spune că, domne, sunt martori, oameni vii. O salutăm și pe Oprea Dana, care spune, Doamne ajută, Doamne ajută, mulțumim Doamne foarte ajută. Mult. Da. Sunt martori care spun că, domne, era la canal, părintele și muncea și după aia a murit mama, s-a dus în Harvita sau de unde era
Și l-am văzut acolo, securitatea, zi, mira, cum a ajuns, adică în aceea zi și acolo și acolo și n-avea cum să, decât prin rugăciune sau părintele Nil Dorobanț care se înălța și zbura, adică de colo-colo. Asta nu este o explicație și nu poate să fie o explicație rațională. Oamenii mereu încearcă să găsească explicații logice, raționale, da, da. Însă credința adevărată și lui Dumnezeu este cu putință, da, dincolo de mintea și firea omenească. Exact. Omul ar nebuni dacă ar înțelege toate tainele lui Dumnezeu. Așa spun Sfinții Părinți. S-aș minti, nu? Nu, ar nebuni, ar muni, n-ar putea. Pentru că noi avem realitate sau cum zicea... Deci noi ne credem, da, noi ne credem și omul tot încearcă. Noi ne credem mari creatori, mari savanți, oameni de știință. Asta încă dovadă. Așa. Că omul e făcut de Dumnezeu, că tot timpul tinde spre creatorul lui. Deci noi tindem spre absolut. Să cunoaștem, să știm, să chiar și ce ne place, să avem ce mai bun și așa. Este o dorință spre absolut. Dar apropo, dar de asta, părinte, un pic, mari oameni de știință, din ce am văzut eu și din ce am citit, am înțeles că au fost și mari oameni care au mari credincioși. Este plăcut, pentru că știți cum, e plăcut să te întâlnești, că la un moment dat religia și știința se întâlnesc. Și atunci oamenii de știință, dacă au mers sau mers pe calea științei, la un moment dat și-au dat seama că de aici încolo nu mai e religia. Un filozof spune, un filozof contra un părat, dacă nu mai știu noi ca sau nu mai știu cine, zice religia ajunge unde nu poate să ajungă știința. Adică și într-adevăr, adică dovedește, poți, dar dacă poți, sau nu, caută, crede și nu cerceta. Cercetează dacă poți, dar la un moment dat te vei pierde, că știința, indiferent cât de amplă și absolută este, la un moment dat omul s-a oprit, că n-a mai putut. N-a mai nu interes. Știu, asta crede și un cercetat, n-a spus-o fericitul Augustin, care la un moment a fost declarat și chiar eretic, dacă nu mă înșel eu, din cunoștințele mele. Nu mai știu, dar oricum... Din contră, Dumnezeu și Hristos spune să veniți spre El, să cercetăm. Să căutăm, să căutăm în, nu departe, crede, în sufletul și în inima noastră. Este scris în Sfânta Scriptură lucrul acesta și da? nu este, nu mi-aduc aminte, adică nu e folosit de Felix Augustin. Da, în fine. Ideea este că un părinte mergând, asta apropo și cu asta o să închei partea asta cu înțelegerea a absolutului, mergând, și cred că am mai spus eu lucrul ăsta, mergând și vrând să scrie despre Dumnezeu, despre ființa dumnezească, a mers prin, avea o locuință lângă Mareș. Tot mergea, se ștergea, nu se plăcea. La un moment dat, mergând așa ca să-și liniștească gândurile, să-și pună gândurile în ordine, a văzut un copil, așa ce credeți că făcea, cu o scoică mai așa mai cică, a făcut o groapă, lua apă din ocean, punea, din mare punea, da, în cred groapă. Că am mai vorbit despre asta, da, mai vorbit. Da, dar e interesant. Și a fost întrebat, că nu înțelegea care e logica lui. Și a vrut să, omul înțelegă, părintele acesta înțelegă, a vrut să-l întrebe, dar tu, copilul, ce faci aici? La care copilul i-a spus, mut marea în gropița mea. Ce frumos. Deci, inocența asta, da, a copiilor. Inocența. Și și-a dat seama că de fapt și el era mai rău decât copilul, era un mai inocent, pentru că el vrea să scrie pe Dumnezeu câteva cuvinte sau, mă rog, într-o carte să scrie despre Ființa Dumnezeu care este nemărginită. Și atunci a scris așa, mărginitul nu poate să cuprindă pe cel nemărginit. Da. Și, într-adevăr, adică nouă, de asta spunem, mintea noastră este limitată și nu putem înțelege înțelepciunea pentru că am înnebunit, am luat ora asta. Dar încercăm, părinte, tot timpul noi căutăm, suntem în anumite căutări și poate unde multe ori ne ducem pe calea cea dreaptă, ne ducem pe când în stânga. Dacă nu avem credința și... De ce e dorința asta omului, setea asta omului de a ști, de a cunoaște, de a prezice,
Pare un fel de da, asta nu e un fel de mândrie cum a avut și Lucifer, care pare că vrem astăzi mai mult ca oricând prin inteligența artificială, prin, eu nu zic că sunt lucruri bune, am și făcut emisiuni despre treaba asta, dar pare că încercăm să ne credem așa sau să începem să fim niște mici dumnezei. Pentru faptul că am descoperit, nu știu, am fost pe lună, de exemplu, am fost în spațiu, dau și eu exemple, da. Apropo de știință, nu știu dacă sunt potrivite sau... Da, omul încearcă să își explice orice. Omul dacă nu are smerenie, când face indiferent, că e cercetător, că este savant, că e așa, dacă nu le are smerenie și nu îl consideră pe Dumnezeu stăpânul absolut, cunoscătorul absolut, îl ajută diavolul până la un moment dat, de ce? Ca să se ridice... Și să cadă de acolo, că dacă te ridici sus, când caz, să nu te mai ridici iar. De la înălțime. Da. Cum a căzut în jur și Lucifer. Da. Zice, și zic Sfinții Părinți, chiar și în biserică, ajută pe unii să construiască, să facă, să treacă, ca să cadă mândrie ce am făcut eu. Și a, pe urmă a pierdut tot munca și toată sudoarea pe care și-o crease, ca să spunem așa, toate imaginea și toate astea. Ei, lucrul ăsta se întâmplă în orice domeniu, în orice moment și așa. Și iată că oamenii, unii cred, unii nu cred. Și asta vreau să spun că sfinții, acești apostoli, au fost aduși pe nori cu puterea dumnezească și chiar s-a întâmplat lucrul, practic, nu e sunt povești. Au fost pur și simplu răpiți de unde erau aduși și aduși la Maica Domnului. Aici am înțeles că este momentul ca să-și dea sufletul în mâinile fiului său. Adică, cum de altfel s-a întâmplat o singură dată ca mărcinițul să cuprindă pe cel nemărcinit. Și aceea a fost Maica Domnului. Ea a fost scara, cum a visat-o Iacob, către cer. A fost toiagul lui Aron. Și se spune că cei care se duc la Maica Domnului spre rugăciune au o trecere mai mare către fiu și către tată. Întotdeauna. Dacă vrei să așa și mama este mama cuiva și mijlocește pentru tine, pentru că în afara faptului că rugăciunea celui drept, adică dar să fie și mama acelui. Acum persoan. Fac o mărturisire fără să intru detalii, recent mi s-a întâmplat să mărturisesc și cred că e momentul potrivit să spun lucrul ăsta, că de fiecare dată când m-am rugat la Sfânta Fecioară Maria, la Maica Domnului, mi-a răspuns într-un sens pozitiv și mulțumesc din suflet pentru asta. Simt. Într-adevăr, am simțit acea mijlocire către Dumnezeu. Eu fiind un păcătos și am mai spus lucrul ăsta public, e ca o spovedanie publică, n-am nicio treabă, mă scuzați părinte, cu religia, de multe ori nici cu biserica, adică fac emisiunile acestea cu părintele Lucian Cameniță, care, repet, mă onorează. Pentru că eu consider că părintele Lucian Cameniță este într-adevăr un preot de har. Și mi-aș dori să fie mult mai mulți preoți de acest fel. Sunt, și sunt convins că sunt. Toți preoții da, har și da, Doamne ajută. Dar aici este, nimeni nu a rămas rușinat atunci când s-a rugat la Maica Domnului. Adică ea a fost gramnică ajutătoare și mai ales pentru văduve, pentru bolnavi, pentru săraci, milocește și va miloci până la sfârșitul veacurilor. Maica Domnului, tocmai asta se spuneau și ucenițele și se rugau și apostolii, chiar sunt apostol Pavel, spune că nu l-a cunoscut pe Hristos. Sunt apostol Pavel, nu l-a cunoscut direct, într-un mod direct pe Hristos. Dar zicând, văzând pe tine, îl văd pe fiul tău. Adică atâtă sfințenie avea Maica Domnului și atât har încât își dădea seama cât har poate să aibă și fiul, adică fiul lui Dumnezeu. Și bineînțeles că dându-și, i-a spus să lase în pat și în felul în care adorme așa să fie îngropată, a fost îngropată de către apostoli, ducându-se spre mormânt. Iată, acolo în Ghesimani, acolo erau mormântați și părinții Maicii Domnului. Acolo a zis Zaharia și Ana, nu? Sau Ioachim și Ana. Așa. Da. Zaharia și Elisabeta erau părinții Sfântului Ioan Botezător. Așa, da. Da. Și aducându-se acolo, iată o minune se întâmplă pentru că îngerii împreună cu apostolii cântau imnul Maicii Domnului. Ducându-se cu coșugul, cu tronul către mormânt, cu Maica Domnului practic,
au fost persoane care au fost potrivnici atunci și au vrut să doboare. Deci gândiți-vă că și atunci era răutate. Și atunci erau mulți împotriva bisericii, mulți împotriva binelui. Și aveam sfinți atunci, adică erau... Dar de ce deranjează părinte binele ăsta atât de mult? Pentru că deranjează pe diavol. Omul dacă n-ar fi ispitit de diavol, dacă nu i s-ar întuneca mintea, așa, n-ar face lucrurile astea. Prin diavol, prin păcat, prin da. Patim? Prin patim, prin toate astea, nu este de tot pierdut, așa cum spuneam, păcătosul, nu vrea marea păcătului, dreptarea lui, dar este întunecată mintea, răutatea, întunecă mintea și nu mai vede adevărul. Dar acesta a văzut. Pentru că, deci, au fost mulți care s-au împotrivit. Sau chiar dacă îl vede, nu vrea să-l accepte. Și au orbit. În momentul ăla, bineînțeles că Mântuitorul nu a lăsat pe maica sa să fie dezonorată, să fie aruncată, sau, știți, așa. Iar cel care a ajuns să atingă mâinile, cu mâna tronul, i s-a lipit mâna și s-a dezlipit din cot și s-a, din umăr și a rămas lipită de tron. Și vă dați seama că era momentul ăla putea, adică murea. Dar Sfântul Apostol Petru, se spune tradiția, cu ramura de finic pe care o primise Maica Domnului de la Înger, a luat pe toți care s-au căit și au dat seama că au făcut o prostie din răutate, din greșeală și au cerut și le-a părut rău, a luat cu finic și i-a vindecat tot prin minune. Și s-a dezlipit și a fost vindecat, adică orbii au văzut chiar, deci a fost un moment în care n-au văzut perioada aceea. Să sperăm că și în ziua de azi se va întâmpla. Sunt mulți orbii mele care nu văd, dar tot așa, dar și vor fi recuperați. Să Dumnezeu să li se deschidă ochii. Mai apoi avem aici iar o minune și după înțelepciunea Dumnezeu, că a spus Sfântul Apostol Toma. Ana Art ne spune amin, amin, da, Doamne ajută. Sfântul Apostol Toma se întoarce, este adus și el până la urmă de norii cerului, dar este cu întârziat, este adus după vreo 3 zile. Și el se gândea, dar ce păcate am făcut, dar Dumnezeu să mă ierte, erau apostolii îngropați pe Maica Domnului de 3 zile, pentru că el nu a ajuns să se vadă nici pe Mântuitorul înviat, până nu a pus degetul, până așa, și se gândea, păcatele mele, toate, așa, n-am fost și eu vrednic să mai prind pe Maica Domnului în viață, să mai prind așa. Asta ca să se vadă, tot prin Toma, care era, fusese necredinciosul, să fie certitudinea că Maica Domnului a fost înălțată. Pentru că, fiind adus după 3 zile, se plângea acolo și îi părea rău și... Era foarte supărat în sine, nu pe Dumnezeu, Doamne ferește, sau pe Maica Domnului, sau pe apostol. Chiar pe el era uneori supărat, se gândea că datorită păcate, ce păcate grave are de n-a prins să vadă pe Maica Domnului. Și atunci ucenicii au hotărât împreună ca să dezgroape mormântul, să sărute și el picioarele Maicii Domnului, să deschidă mormântul, chiar dacă fusese învelit în marahamă, cum era după rânduiala legii iudaice, să fie înmormântați, adică erau îmbrăcați în mahramă și în înveliți. Și când au deschis mormântul, au văzut frumos, așa cum a făcut Mântuitorul, mahramă lăsată, pânza, tot. Pentru că Maica Domnului se ridicase la cer. Se înălțase, înviase și a fost înălțată. De asta rugăciunea cu bine este cu adevărat să te fericim, Sfântă Fecioară Născătoare Dumnezeu, spune așa că ceea ce e mai cinstită decât cherubimii și mai merită fără seamănă decât serafime. Acestea sunt cetele îngerești, cele mai înalte. Da, sunt, prin asta vrea să spună, sau se spune, cinstea Maicii Domnului, pentru că ea este în termeni teologici, către Dumnezeu, noi oamenii trebuie să avem latrie, idolatrie, adică către Dumnezeu ne închinăm, da? Idolatrie. Către Sfinți avem dulie, adică dulie din limba greacă înseamnă cinste, cinstire, iar către Maica Domnului este hiperdulie, adică
supra-cinstire, pentru că noi, practic, dintre toți sfinții, așa, și oameni și îngeri, Maica Domnului se cuvine cea mai mare cinste. Deci e mai cinstire, de aceea e rugăciunea cinstirii, te rugi și mai mult de afară de asemenea decât Serafim. Cetele îngerești sunt mai multe, este tronuri. Sunt 9 sau nu? Mai multe. Sunt 9 cete, da. Treia câte 3 triade. Dar cea mai înaltă sunt tronurile care stau la tronul dumnezeesc. Tronuri, heruvimi, serafimi, arhanghelii, deci toate aceste cete îngerești sunt așa s-a spus în rugăciune. Și de ce? Heruvimi, serafimi, pentru că aceștia s-au arătat mai sigur, adică se vede închinăciunea lor față de Maica Domnului chiar când erau pe pământ. Dar sunt atâtea mărturii, atâtea dovezi încă din Vechiul Testament care arată pe Maica Domnului ca fiind împărăteasă, ca fiind legătura practic care o face între cer și pământ. Bine, legătura propriu-zisă este Hristos, dar ca să se nască Hristos, zice, ea este porumbița, este toiagul lui Aron care a odrăzit, ea este poarta, spune David, în psalm, poarta care ușa care se deschide, dar nu a fost decât Hristos a trecut prin ea, prin poarta respectivă, adică prin pecetele fecioriei și a rămas tot fecioară. Și multe alte exemple. Da, și această sărbătoare, iată că cinstea pe care creștinii o dă și dovadă faptul că foarte mulți poartă numele acesta a Maria, care înseamnă aleasă sau doamnă, da? Și chiar spune, sunt atâtea minuni în cartea Maicii Domnului, este o carte în care sunt atâtea minuni pe care Maica Domnului le face atât în viață cât și după moartea sa, adică faptul că și nevasta a simțit pe minunea pe care a făcut-o Maica Domnului, da, și nu odată, rugăciunile lor dinastea, nu ați rămas rușinat. Și o să vă spun o povestioară, că știu că ne apropiem de final. Da, tocmai de aceea spun povestioara asta și e foarte frumoasă pe mine. Unul, chiar citind acolo în cartea aceea, minunea Maicii Domnului, mi-a plăcut și am rămas cu ea și știu că și-o împărtășiți prinde acum, foarte da. Bine la momentul în care, da, pentru că mulți o numesc mamă, mulți o numesc Maica Domnului, dar și Maica noastră, Maica omenirii. Se spune că era odată în timpul ăsta mai în care lumea se ostenea, ca să spunem așa, și femeia era o femeie care rămăsese văduvă cu vreo doi copii, dar trebuia să se ducă la seceriș. Secerișul nu era acum cu combine, cu utilaje, cu toate cele, se duceau oamenii. Pe copii uneori încuia în casă, știți, sau era acea perioadă în care erau legați de pătuț copiii, sau pe când plecau erau mai mari, din se lega, era cu cheia de gât. O salutăm și pe Anca Azmit și mulțumim că se află alături de noi, așa cum le mulțumim tuturor celor care se află alături de noi. Generația cheia de gât, da. Păi chiar mai înainte, da, nu am prins asta, dar era și mai înainte această... din povestioara. Și femeia respectivă, prin strâmturi, prin greutăți, avându-i copii, avându-i icoana cu Maica Domnului pe perete, le-a spus, uitați, ea e mama voastră adevărată, la ea să ne rugăm, învățați cu bine cu adevărat, lași rugăciunea. Și la un moment dat, vedeți dumneavoastră că copilașii rămânând, imprimindu-se mama voastră rugăciunea, tot ce se rugau îi ajuta, începuseră să o iubească pe Maica Domnului, începuseră să se roage ca unei mame adevărate, adică începuseră să o iubească. La un moment dat, femeia plecând într-o zi la seceriș, a zis să stea cu minți și așa într-o doar zice, uite, păi și pe noi, cine are grijă? Asta are grijă mama voastră. Adică uneori un copil care e iubit și de tanti, știți cum era, așa, dă un guie, tanti Mința cu tare, cu tare, da. Atâtea rude, atâtea mătuși, atâtea bunici, așa, da. Răsfățat, da.
Și unii zic, ai, lasă mama ta. Ei, aici femeia a zis, lasă mama voastră, dar și cu o anumită credință și bucurie, că o consideră ca fiind mama lor. Și iată, spunând, las care este mama voastră, plecând, simpuind casa, chiar se ruga maicii Domnului, maică, ți-i lasă în grijă, ai zis, ei, mă duc să la seceriș. Femeia s-a dus la treabă. La muncă, da. La muncă, că n-avea cine. Trebuia să-i hrănească. Nu avea locații sau cum e acum atâtea beneficii, da, în lumea modernă. Sau așa și, zis, și nemulțumită, da. Da. Și cu cât e confortul mai mare, parcă și nemulțumirile sunt și mai mari. Și da. Mai mari, da. Sau vrei și mai mult, și sau mai mult. Așteptările, da. Așteptările sunt și mai mari. Și auzind fiind acolo, iată, copiii au rămas, copiii până la urmă sunt copii. Din candela aprinsă s-au jucat și le-a luat casa foc. S-a prins și acum ei știau că orice problemă vor avea sau ar avea, să se ducă să se roage Maicii Domnului. Acum flăcările, căldura degajată și toate cele, e cam ardeau, e cam chinuia pe copii. Ajungând, s-a dus aminte, s-a dus la Maica Domnului și mamă, mamă, ne arde, ne arde, ne arde, și s-a dus și a puneau cu mânuța, a ajuns să atingă icoana Maicii Domnului. Vestea s-a răspândit, femeia din câmp, fugind, rugându-se în lacrimi, plângând, se ruga la Maica Domnului, zicea, ți-am lăsat în grijă, un pic și cu reproș. Ți-am lăsat în grijă, ce ai făcut, sper că ai avut grijă de ei, Maica, adică avea momente de slăbiciune în care, cum să vă spun, avea nădejde în ea, dar în același timp își pierdea credința în momente în suferință. Și pe care toți oamenii le au la un moment dat. Da, toți avem momente de slăbiciune, de deznădejde sau de slăbiciune, momente de slabă credință, ca să spunem așa. Deși în momentul ăsta fac o completare, părinte, mă scuzați că vă întreb, dar simt nevoia să fac lucrul ăsta. De foarte multe ori când avem această deznădejde, ne gândim ca și cum Dumnezeu, Iisus Hristos sau Maica Domnului ne-ar fi nouă datori cu ceva. Niciodată nu ne sunt. Noi le suntem lor datori. Da. Pentru foarte multe. Dar noi când cădem în această deznădejde, de multe ori ne gândim, dar de ce nu ai ajutat? Da, adică ar avea o datorie, da. Față, nu au nicio datorie. Noi avem și însuși faptul că în fiecare zi, și asta nu e un clișeu, ne trezim, trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu, da. Pentru că ne-am trezit în ziua asta feluri. Și că cei dragi nouă ne sunt aproape și ne sunt bine și sănătoși. Practic toate trei felurile, Doamne, de rugăciuni trebuie să le acordăm și de, da. De mulțumire, laudă și de cerere. Dar în primul rând trebuie să începem cu cea de mulțumire, apoi de laudă și sunt multe cereri, de obicei. De obicei majoritatea multe cereri, da. Așa, revenim la da. Că suntem și pe final. Da, la revenim la povestea aceasta, iată că a venit într-un suflet, a găsit casa în flăcări, mamă fiind, nu i-a mai păsat, a luat o haină și a intrat. E, și minune care a fost, că peretele unde era icoana, Maicii Domnului, nu ardea. Copiii erau nevătămați. Era așa ca o aureolă din jurul lor, căldură era, dar nu era așa, dar ei se țineau cu mâna de icoană și icoana nu era afectată. Apoi, bineînțeles, creștinii au ajutat-o și au ridicat casa și, mă rog, sau... Da, avem exemplu și în ziua de azi, biserici care au și n-au ars o anumită icoană, a Maicii Domnului. Asta vreau să spun, pentru că... Avem și astăzi, în zilele noastre. Și mai e minune la icoane. Că mulți sunt împotriva iconoclasmului sau așa, iconoclaști, adică împotriva icoanelor, icoanele care sunt sfințite cu trecerea anilor sunt să șterg, să cariază dacă sunt de lemn și așa, dar chipul rămâne. Chipul lui Dumnezeu. Chipul este în tot omul, așa spune învățătura bisericii, dar mai ales în față, pentru că Dumnezeu a suflat în fața lui suflare de viață, așa cea, în fața lui Adam. Floare de viață și chipul lui Dumnezeu e în față. Chipul sfinților rămâne. Să mai șterge, să cariază, să face care au icoane vechi, dar fața Sfântului rămâne. Sau a Mântuitorului sau Maicii Domnului. Da. Aceasta... Da, da. Elena Cocor ne spune, Doamne ajută, Doamne ajută, da, mulțumim tuturor celor care ați fost alături de noi, sunteți alături de noi, dragi prieteni de pe Facebook.
Vă mulțumim mult că ați fost alături de noi și vă așteptăm și luna viitoare alături de mine, alături de Părintele Lucian Cameniță, la rubrica noastră lunară Sufrageria de Credință și de Spiritualitate, aici live pe Facebook, în Sufragerie, pe pagina mea de Facebook Cătălin Ionuțene. O să rog și pe contul meu de YouTube Cătălin Ionuțene această emisiune. Părinte, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat din nou invitația mea și vă aștept și luna viitoare, unde ne vom reîntâlni cu prietenii noștri. Sunt două lucruri la care țin foarte, foarte mult în încheiere, după cum bine știți, de fiecare dată. Unul, să spuneți cum v-ați simțit aici alături de mine live pe Facebook în Sufragerie, și doi, care e mesajul dumneavoastră, Părintele Lucian Cameniță, pentru toți cei care ne urmăresc. Vă rog. Da, m-am simțit foarte bine și la Dumnezeu să, Doamne, să fie bine și în continuare. Sau așa să dea Dumnezeu. Și nu numai eu, și toată lumea să simtă bine și faceți emisiuni cât mai frumoase și cât mai, practic, constructive să fie pentru înțelegerea celor care, și ajutătoare celor care ne urmăresc, nu numai pe partea spirituală, ci pe, să fie din toate duminica, să zic așa, și le faceți, într-adevăr, le faceți bine, pentru că n-am avea urmăritor dacă nu n-ați face emisiuni frumoase. Iar mesaj către prietenii noștri, în primul rând, chiar dacă este mai tardivă, trebuie să le urăm și noi la mulți ani și binecuvântare de la Dumnezeu și o ocrotire de la Maica Domnului. Ca și creștini, trebuie să avem evlavie de toți sfinții și cinste să le aducem, dar mai ales Maicii Domnului, care este, vorba aceea, Maica Împăratului, Maica Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Să avem icoane cu Maica Domnului în casa noastră, unde să aducem la momente de supărare, de necaz, de încercare, de nevoință, să aducem câte o rugăciune înaintea icoanei Maicii Domnului și sigur și să ieșim mulțumim. Va mijloci pentru noi cu siguranță, și pentru că nimeni nu a rămas rușinat atunci când s-a rugat la Maica Domnului. Și bineînțeles, mijlocirea ei față de Fiul este mare. Nu ne dăm noi seama cât de mult poate să ne ajute Maica Domnului. Uneori poate nu cerem cât nu știm sau cât ne-am putea ajuta, dar da, Dumnezeu, ca cu toții să fie bine, să fie pace, să fie frățietate și, bineînțeles, binecuvântare. Doamne ajută! Și să nu uităm să-i și mulțumim Maicii Domnului, lui Iisus Hristos, lui Dumnezeu, pentru tot ceea ce ne-a dat și să nu uităm să stai rugăciunea de mulțumire și după ce am obținut, ca să zic așa, ca și recunoștință. Ca și recunoștință, pentru că recunoștința fără rară. Dar ea trebuie să existe. Vă mulțumesc foarte mult, părinte, și vă mai aștept aici la emisiune și vă doresc mult succes în continuare în toată activitatea noastră duhovnicească, pentru că este una cu har și una pe care știu că o faceți din suflet și din inimă, și cu puterea și ajutorul lui Dumnezeu faceți lucruri foarte, foarte bune pentru Enoria și dumneavoastră. Mulțumesc. Un lucru foarte bun. Doamne ajută! Vă mulțumesc și vouă, dragi prieteni, că ați fost alături de mine, alături de noi, aici live pe Facebook, în Sufragerie. Să dea Dumnezeu să ne vedem și să ne auzim de fiecare dată cu bine. Toate cele bune tuturor, multă sănătate tuturor. Până la live-ul următor, eu sunt Cătălin Ionuțene. Nu uitați, mai în glumă, mai în serios, eu vă spun întotdeauna adevărul.